Amfiteatrul Liviu Oros al Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, sau Sala Mică, așa cum mai este cunoscută locația, a găzduit vernisajul unei valoroase expoziții de caricatură. Expoziția, intitulată Datini asimptomatice, umor grafic dezghețat, este o satiră acidă la vremurile ambigui pe care le trăim. Partea proastă este că eu am întâlnit, eu nefiind specialist în domeniu, vă dați seama că nu am cunoștință în domeniul medical, tragismul situației face să am această senzație vis-a-vis de cei care ar trebui să se ocupe de sănătatea noastră, să întâlnim exact același mod ambigu de abordare al problemelor care ne macină astăzi. Încercarea noastră este să trecem și peste acest hop, cum am făcut-o de fiecare dată, cu un pic de umor, cu niște oameni importanți din domeniu și acasă la noi, la Deva, dacă se poate. Caricaturile poartă semnăturile unor artiști grafici de mare valoare, care fac parte din grupul Smartun din Deva și din țară, fiind vorba despre localnicii Liviu Stănilă și Horia Crișan și colegilor Vasile Crăița Mândră, Constantin Ciosu și Victor Eugen Mihai din Bacău, Cristian Topan și Bogdan Petri din București, Gabriel Rusu din Târgu Mureș, Costel Pătrășcan din Brăila, Cristinel Vecerdea din Lugoș, Constantin Pavel din Focșani, Valentin Chibrit din Galați, Ovidiu Ambrosie Bortă din Suceava și Radu Clețiu din Timișoara, care vă invită să vă descrețiți frunțile. În ultima vreme, cred că acțiunile culturale, în afară de cele cu conotații folclorice care se întâmplă de obicei la exterior, au fost din ce în ce mai rare. Asta ar fi o motivație. E un mod de a descoperi un domeniu în care putem să regăsim propriile gânduri, probabil să le interpretăm așa cum dorim, fiindcă ați văzut, noi nu prea scriem, noi mai mult desenăm pe aceste panouri și o descrețire a frunților nu cred că strică nimănui, indiferent că e weekend, cursul săptămânii, pandemie sau holidays. Mi-e teamă să zic Crăciun, să nu fiu anti-european. Cu același umor, organizatorii evenimentului, Primăria Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din reședința de județ, i-au premiat pe artiștii grafici cu un certificat cu cetina tot verde. Să îmi permit să lemânez acest certificat cu cetina tot verde pentru valoarea artistică și rafinamentul mesajului lucrărilor prezentate în expoziția de umor grafic dezghețat, Datini asimptomatice. Expoziția de caricatură Datini asimptomatice, umor grafic dezghețat, de la Amfiteatrul Liviu Oros al Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, poate fi vizitat până în data de 15 ianuarie 2022, intrarea publicului fiind liberă.